Perfect și calificarea rezolvată. Da, bine, la început nu ne așteptam să fie chiar așa ușor, dar în primul rând noi ne-am făcut meci ușor pentru că am jucat foarte bine și am pregătit dinainte meciul și asta s-a văzut pe teren și la scor. Nu așteptam să fie diferența atât de mare, având în vedere că i-au dat 9 goluri în manșa trecută? Nu, bine, fiecare meci este diferit, nu contează cu cine joacă. Noi ne-am pregătit meciul și ne pregătim fiecare meci în parte și vrem să-l câștigăm. Încă un pas spre trofeu? Da, noi obiectivul nostru este să ajungem cât mai departe și ne-am bucurat să ajungem acolo sus. Aveți ceva sfaturi pentru Steliș, că joacă și ei cu Zurich și nu-i prea bază? Nu știu, este o competiție de juniori, la seniori este mult mai dificil. Sper să joace bine și să câștige, pentru că este o echipă din România și ne reprezintă în Europa. Cum calificare în mare măsură rezolvată? Cum este pentru tine să știi că vei juca în primăvara europeană? Mă rog, februarie, martie, acum. Bineînțeles, este foarte frumos. Mă bucur pentru că, dar în primul rând, mai este meciul de jucat, retur. Dar dacă este să ne gândim, cum a zis, da, este... avem un avantaj și mă bucur deoarece anul trecut n-am reușit să trecem acest pas. Tu deja ești unul dintre obișnuiții la echipa mare, visezi la un transfer sau un DTV așa în câțiva ani, știu, hai să zicem 3 ani. Da, asta este un obiectiv principal, să ajung la o echipă mare din Europa, dar în primul rând vreau să joc la Viitorul și să mă impun și să joc, să o fac cât mai bine. Mulțumesc!